Iată cum se dovedea că nu există secrete militare. Individul acela care îi spusese lui Achim într-o zi în obor că pe primăvară așa, el, Achim, va fi concentrat, în ciuda faptului că unitatea sa de CFR, în loc de armă, avea pentru fiecare soldat sau gradat instruit câte un perforator de bilete, avusese dreptate. Nu chiar în primăvară, dar cu câteva săptămâni înainte de zilele babelor, Achim Moromete primi ordin de chemare. Stătea cu hârtia în mână și arăta încântat, în timp ce Angela se făcuse palidă. Își șterse nasul cu un deget și glasul lui de la țară, care dădea parcă gândirii un impuls, spuse: „Bă, futui în cur pe măsa!” exclamă el. „De unde o fi știut? Că nu era nici general, nici major, era un simplu civil ca mine. Dar uite că se cam știe. Cine zice că nu se află?” „Achime”, șopti fata cu alt glas decât al lui, slăbit de o panică bruscă. „Dacă nu te mai întorci!” Parcă dăduse deodată frigul peste ea. Se apropie și, tremurând, se lipi de coasta lui. El nu o luă în seamă. „De ce?” zise. „E concentrare, nu e război. Unde vezi tu?” Ea nu răspunse unde vedea, dar din clipa aceea înfățișarea ei se schimbă. Chipul își pierdu veselia și nepăsarea, iar ochiul îi rămase deschis asupra bărbatului cu o expresie întrebătoare pe care nu și-o mai putea ascunde. „Nu mi-a spus nimeni nimic”, parcă zicea ea, „dar nu știu dacă ai să te mai întorci. Și nimeni pe lume nu mai mă poate liniști până nu aflu. Orică e pace și nimeni nu mai moare în război, orică ai murit și nu mai am de aici înainte ce să mai aștept de la tine.” Trebuia să plece în 48 de ore. La început, Achim se uită și el câteva ceasuri în șir la ea, mirat de schimbare. Apoi se supără și îi repetă că n-avea de ce să se sperie. Război nu e. Unitatea lui e în afară de orice pericol. Chiar dacă ar fi, linia întâia nu se formează pe căile ferate de transport. Ea se liniști doar în aparență, fiindcă rămase pe chipul ei. Ce era mai rău? Privirea cu care se uita la el, semnul acela de întrebare, frica aceea pe care nu mai putea alunga nicio judecată, nici chiar faptul că după câteva luni el s-ar fi întors. Cine putea să știe ce semn misterios ascundea o astfel de hârtie, care te smulgea din casa ta și îți poruncea să te duci nu se știe unde? Spre seară, neliniștea ei crescu. Totul parcă se stricase și Achim se posomorâ. „Da, da”, gândi, „are și ea dreptate. Plec, o las singură. Dacă se întâmplă ceva, poți să știi? Ea cine a fost?” „A fost nevasta mea atâta vreme. Dar cine s-o creadă?” A doua zi dimineață se duse cu ea la primărie să se însoare cu ea, dar era prea târziu. Li se cereau tot felul de acte și li se dădea un termen de cel puțin 2 săptămâni. Dar până să afle toate acestea, ar fi trebuit ca neliniștea ei să dispară. Iată, nu mai rămânea singură, era nevasta lui și în acte și dincolo de moarte. Dar nimic nu se schimbă pe chipul ei și nu a avut niciun regret când află că nu se putea căsători cu el atât de repede. Nu interesa cât își de puțin evenimentul. Chiar se supără. „Nu-mi arde mie acum de măritiș”, spuse. Numai la gară, când trenul se apropie, parcă își mai veni în fire. Îl prinse de gât și cu fața aproape de a lui îi șopti: „Nu fi supărat pe mine. Îmi trece mie. Să-mi scrii.” „Îți scriu eu”, zise Achim.
Dar vezi ce faci, să nu te prind că ia vezi. Nu-mi duce tu grija mea, răspunse fata și deodată se supără. Fii liniștit, îi zise. Pe șaua ta nu o să încalece nimeni. Și adăugă, tu să nu încaleci pe ale altora. Gura fă că te aude lumea, nu ți-e rușine. Și sări pe scara vagonului. Când trenul se puse în mișcare, ea se mișcă odată cu el și îl petrecu fluturând o batistă până ce trenul pieri golind peronul în care intrase, pufăind apocaliptic. Achim știa că, din moment ce ești dat la trenuri, trenuri vezi. Nu lua seama la ele. Le întâlnea în gări, se încrucișa cu ele pe câmpii și prin munți, pe unde linia era dublă, unele lungi, nesfârșite, de marfă, dar a dracului marfă, bălțată, îndreptată în sus, cu țevi care nu puteau fi acoperite, tunuri antiaeriene, dar și tunuri cu țeava scurtă și groasă. Și parcă tancurile nu erau și ele o marfă, unde mama dracului erau duse? Îl vezi că merge încolo, spre București, dar parcă poți să spui că aia e destinația. În apropierea gărilor, Achim deschidea ușa și cobora pe ultima scară, uitându-se cu o curiozitate lacomă la mulțimea care începea să se miște în valuri, gata să ia trenurile cu asalt din mers. Unii, cei fără bagaje, așa și făceau, cu riscul să-și rupă picioarele sau să fie chiar tăiați de tren. Lui nu i se întâmplase să vadă, dar alți șefi de tren povesteau că văzuseră. Parcă oamenii sunt în toată firea lor. Unde s-or fi ducând? Ei, chiar așa. Să stai și să te întrebi ce-l face pe un om să plece de acasă și să ia cu asalt trenurile. Nu numai oameni, bărbați zdraveni, dar și muieri singure, fete, chiar și bătrâni și uneori și mame cu copii în brațe. Când nu erau trenuri, ce făcuseră? Trăiseră și atunci, dar mai puțin înnebuniți de cum arătau acum, mai liniștiți, fără fețele astea care, în îmbulzeală, deveneau sălbatice. Da, așa este. Avea dreptate Angela. Ceva nu era în regulă. Anul trecut, peroanele erau liniștite. Lume puțină. Ce se întâmplă? Se mută lumea dintr-un loc într-altul? Fuge de undeva? Într-o zi, în timp ce se plimba gale printre linii în așteptarea orei sale, Achim Moromete se opri lângă o femeie care plângea de furie că fusese îmbrâncită de toți și pierduse trenul și intră cu ea în vorbă. Unde pleci? Până la Fimea, la Ploiești. Are nuntă mâine și uite că mă dă dură la o parte și n-o să fiu și eu azi la ea să-i dau o mână de ajutor. Dar deja o speranță licărea în ochii ei, uitându-se la acest om în uniformă. Poate știa el ceva. Un alt tren decât cel de la miezul nopții care nu se anunță oamenilor. Deși avea fată care făcea nuntă, era încă tânără și mai ales nu era grasă, cum li se întâmplă unor mame după ce nasc și pe care nu numai traiul bun le îngrașă, ci și necazurile. Asta precis că e văduvă, altfel ar fi venit cu bărbatul după ea, își spuse Achim și un gând îi veni și îi luci în ochi. Și femeia îl citi în aceeași clipă și luci și în privirile ei, acceptându-l. Și bărbatul când ți-a murit, zise Achim în șoaptă, să nu turbure parcă simplitatea înțelegerii lor. Sunt 8 ani de când s-a prăpădit, zise ea. Ce a avut? Băutura. Așa de tânăr? Nu era așa tânăr, zise femeia. A căzut într-un șanț și a dat viscolul peste el. Ești om, nu ești de fier. L-am găsit țeapăn. S-a trezit el, dar mult n-a mai dus-o, că a răcit la plămâni. Se purta urât cu tine? Nu, nici măcar nu bea din podul de porumb,
nu era un bețiv, era un chefliu, bea și el cu alții mai bogați. Dar fie că bea rău, fie că nu ținea, că se cherchelea de-i se făceau picioarele mai bleș ca la un olog. Măi, ziceam, nu mai bea. Nu mai beau, zicea și el și se ținea o vreme. Dar era trist săracul, mi se făcea milă de el. Tot eu îl îndemnam. Du-te, îi spuneam, da, bea și tu cu măsură. Păi cu măsură beau, zicea, adică cu sticla aia de măsurat. Ce puteam să-i fac? Se făcea alt om, îmi plăcea parcă și mie mai mult de el când se întâmpla să nu se întoarcă acasă pe o singură cărare. Era vesel, glumea, cânta și cânta frumos. Te și mirai cum stătea veselia și cântecul în el în celelalte zile și numai vinul le scotea. Era mai mare ca mine cu 20 de ani, adăugă femeia, cu o expresie bruscă de fericire care o întineri și alungă cu totul de pe chipul ei grija și necazul pentru nunta fetei ei la care avea să întârzie. Hai cu mine, zise Achim, mereu în șoaptă, și se urni din loc, fără să se uite să vadă dacă va fi urmat. Mergea însă încet, parcă ar fi fost dus pe gânduri. Muierea își luă bocceaua și îl urmă. Din pricina acestei boccele pierduse trenul, îi căzuse din mână, adică fusese smulsă și fusese silită să se tragă în dărăt. Achim ar fi putut să facă doi pași să-i o ridice și să-i o dea, dar se uitase nemișcat la zbuciumul de pe scări și nici măcar nu-i trecuse prin cap să sară și să o ajute. La început avusese reflexele obișnuite ale omului care nu poate rămâne indiferent când alții suferă. Dar pe urmă se gândise că în felul ăsta o să ajungă departe, un fel de hamal al altora, în timp ce el avea alt grad. Era șef de tren și descoperise plăcerea de a se uita la chinurile altora și a rămâne impasibil. Fiindcă, uite, gările sunt aglomerate și lor le arde să se ducă la nuntă. Au dreptate. O nuntă face fita. Dar dacă asta e situația la gară, descurcă-te. Va să zică asta era, gândi el mai departe, în timp ce muierea mergea chiar lângă coasta lui, cu acel mers nesimțit al țărancelor de a-i fi zis că tălpile lor nu ating pământul. Nunți, botezuri, nașteri, morți, poate vânzări, cumpărări, plecări de tot sau întoarceri de ani. Astea sunt, prin urmare, pricinile care îi trimit spre trenuri. Dar de ce așa mulți? Se întrebă el, rămânând ca într-o visare asupra acestui gând nedeslegat. Și apoi, până la Ploiești, nu mă prinde nimeni. Și dacă mă prinde, nu sunt funcționar la CFR să mă amendeze. Am și eu interesele mele, nu numai CFR-ul. Dacă nu se întâmplă nimic, o să-l servesc și eu cu inima mai ușoară. Mergeau de-a lungul unui tren gol, trenul lui, care urma să fie tras în stație și să plece peste aproximativ un ceas. Se opri într-un loc, puse piciorul pe o scară și urcă. Muierea urcă după el. Trecură prin câteva coridoare și într-un loc, Achim scoase o cheie din buzunar și deschise. Era în apropierea coletăriei, cu șeta lui proprie de șef de tren. Uite, îi spuse el muierii, arătându-i banca plușată. Stai aici, am să te încui și dacă avem norocul să nu vie vreun control până la Ploiești, ajungi bine la destinație. Și pe deasupra, fără să te mai înghesui cu alții pe coridoare, culcă-te și dormi liniștită. Era un tren militar care în câteva ore se umplu până pe acoperiș de soldați și ofițeri. Se făcuse noapte și cele două locomotive gâfâiau prin văile și prăpăstiile munților, fluierau însă victorioase, ai fi zis că chiuiau, în timp ce fumul le ieșea pe coș în ritmul urcușului. Achim se uită la ceas. În curând va veni Sinaia
și dacă nici de acolo nu se va urca vreo echipă de controlori, călătoarea lui clandestină nu va mai fi în pericol să fie dată jos, fiindcă până la Ploiești, trenul nu mai oprea. A plecat în afară și ținându-se cu o mână de bara neagră, Achim scruta liniștit lungul peron când trenul opri. Nimeni, numai soldați. Când intră în cușetă, neliniștită, muierea îl întrebă din priviri. Ceva rău? Nu, ai scăpat, zise el. Până la Ploiești nu mai oprim. Stau și eu nițel și mă duc să-i controlez peștea care s-a urcat la Sinaia. Când omul vrea, mai zise el, câte nu se fac. Te duci acum la nuntă. De ce n-am petrece și noi? Păi, să petrecem, șopti ea. Și după o tăcere, privindu-l drept în față, de ce să nu petrecem? O să mă duc și eu cu inima ușoară la nuntă, că am întâlnit un băiat bun. Ai nevastă? Copii? Am nevastă, zise Achim. Mai bine că n-ai copii. Pe vremurile astea... Să știi că de băut n-am decât două sticle cu bere, reluă Achim. Ne ajung, răspunse muierea, ca și când ar fi fost mai mult decât încântată. Achim însă nu se grăbi să scoată acele sticle, ci se apropie de ea atât de mult, încât deși îl aștepta, ea se dădu instinctiv înapoi. El o prinse și o culcă încet de-a lungul băncii. Muierea ridică bărbia în sus. Apoi el o dezveli și se repezi asupra ei atât de flămând, încât, simțind că bărbatul acesta nu va fi multe minute al ei, se agăță și ea de el și îi ieși repede în întâmpinare. În timp ce el era tăcut, ea avea respirația șuierată de bucuria pe care i-o pricinuia ei, femeia trecută de mult, de 35 de ani, această întâlnire nesperată și de teama că totul se va sfârși atât de curând. Ceea ce se și întâmplă. Bărbat în putere, dar prea grăbit. Al ei, tatăl fetei, care avea acum nunta, era așa de blând când se apropia de ea, încât totul se dezlega și se descătușa în sufletul ei, făcând-o să se simtă atât de ușoară că îi venea să creadă că ar putea zbura. Grijile, teama de ziua de mâine, frica de boli, suferința sărăciei, gândul morții, totul se topea. Se îndepărta de patul lor. Simțea că ar fi putut muri fără nicio părere de rău. Și în bocceaua asta ce ai? Zise Achim vesel, destupând la ușă sticlele cu bere. Ia, îi întinse, stai să-ți dau și un pahar. Păi ce să am? Răspunse muierea. Hainele mele bune. A, da, sigur. Și ce e bărbatul fetei la Ploiești? Lucrează la sonde. Bun băiat. Și Achim duse sticla la gură și o goli pe toată pe nerăsuflate. Apoi se ridică și își lochi piul. Eu trebuie să mă duc, zise. Când ajungi la Ploiești, te dai jos și gata. Parcă ar fi spus, iată ce simplu e când totul începe bine. Femeia dădu din cap că a înțeles și că la fel gândește și ea și îl urmări ieșind cu o privire mare care nu clipea. Multe săptămâni după aceea trebuiră să treacă pentru ca Achim să descopere într-o zi ce era cu mulțimile acestea care așteptau trenurile în gări și se repezeau asupra lor ca niște haite. De mult timp se întreba de ce unele trenuri de persoane aveau perdele la ferestre și aceste perdele erau trase. Cine era înăuntru? Până ce într-o gară văzu un ofițer neamț dând perdeaua la o parte, trăgând geamul și scoțând capul afară. De atunci începu să fie atent la numărul acestor trenuri. Tăcut, le căuta cu privirea sa, care părea, din pricina lăcomiei, uluită.
deși era senină ca o oglindă, și când le descoperea trase pe vreo linie de așteptare, se oprea alături și cu fața spre ele se desfăcea la pantaloni și urina abundent. Nici el nu înțelegea de ce îl apuca tocmai atunci și când observă coincidența, se stăpâni. Care era direcția acestor trenuri mute, înțesate cu nemți muți? Unde se deplasau? Și în ce scop? Se întreba și rămânea nemișcat minute întregi cu aceste întrebări deasupra capului. Dar curiozitatea lui era să descopere și nu să afle, încât nu întreba pe nimeni, pe vreun șef sau camarad ceferist în concentrare, ca și el. Întrebările fără răspuns nu-l stinghereau. Le vine lor rândul, răspunsul, chiar dacă ar trebui să treacă mulți ani. Și într-o dimineață se trezi din somn în legănatul vagonului și gândi: uite de ce a apărut atâta lume pe peroane, lume îmbulzită. Nu fuge nimeni de nicăieri. E aceeași lume, dar nu mai iau aceleași trenuri. Li s-a împuținat numărul ca să-i ducă peștea. Domnule, ce de trupe, ce de mulțime de soldați, de săptămâni de zile tot trec. Unde mama dracului se duc? La ora aceea, nimeni nu știa în România să răspundă la această întrebare. Și nici cei care erau deplasați astfel, nici măcar ofițerii superiori. Nu e absurdă afirmația acelora dintre ei care, mai târziu, fiind puși sub acuzare, au răspuns că n-am știut nimic. Deși era evident absurd să crezi că alții care afirmau același lucru și care se aflau chiar acolo, alături de omul care punea în mișcare aceste mase uriașe de oameni înarmați, nu știau nimic. Pe vremuri patriarhale descrise de Tolstoi, întrebarea cine îi împingea pe oameni de la apus spre răsărit își păstra toată forța ei de sugestie, mai ales în fața unui astfel de artist, care nu putea să admită în intimitatea marelui său spirit ideea că un singur om, Napoleon, putea fi cauza unui eveniment atât de copleșitor și cu consecințe atât de mari pentru o mulțime de țări, cum a fost invazia pe care împăratul francez a condus-o împotriva Rusiei. În zilele noastre însă, în fața documentelor uluitoare care au fost capturate și puse sub ochii istoricului, îndoiala nu mai e posibilă și misterul e sfâșiat. Da, un singur om a gândit totul dinainte, a păstrat mai mult sau mai puțin secretă gândirea lui și cei care au aflat-o din timp n-au crezut în ea și și-au pus-o în aplicare cu o consecvență care a provocat nenorocirea unei întregi civilizații și atât de mult a marcat istoria popoarelor europene încât unele din ele țin și astăzi drept sărbătoarea lor națională ziua când au pus mâna pe arme sau au întors armele printr-o mișcare insurecțională și s-au eliberat de tirania acestui om, a regimului său și a acelor mișcări interne care se aliaseră cu el. O astfel de amintire, o astfel de amprentă, de care nu ne putem dezice, arată că istoria nu e o zeiță fără pată, în fața căreia să ne închinăm cu smerenie, din moment ce și-a ales ca erou un singur om și a dat o astfel de putere încât să miște mari popoare, unele împotriva altora, și să-l favorizeze în așa măsură încât, așa cum ne dezvăluie documentele, să-l ferească de toate atentatele care au fost puse la cale împotriva lui aproape tot timpul, să-l ajute să-i prindă și să-i ucidă pe atentatori,
să zdrobească mișcări de revoltă și să tortureze partizanii care se ridicau împotriva lui în țările căzute sub robie. Numele acestui om, pe care noi, europenii, ca să putem trăi cu totul liber, ar trebui să-l uităm, este Adolf Hitler. În istorie, un gest poate fi făcut și de către un om care nu s-a născut să-l facă. Noi vedem că e gestul lui, care nu e expresia niciunei cauze și urmările pe care le provoacă nu sunt câtuși de puțin expresia, fie și îndepărtată, a unui țel ascuns al istoriei. Căci ultimul război a fost o cădere a umanității. Țelul nu se vede nici azi, când el de mult s-a consumat. Și asta pentru că firea, caracterul unei personalități, nu se poate modela pe evenimentul istoric într-atât încât să semene cu o etichetă pe o sticlă, care arată doar denumirea conținutului sticlei, dar care n-are nicio legătură cu ceea ce e înăuntru. Indignat de excesul istoricilor care prea explicau totul numai prin gesturile și cuvintele lui Napoleon, Tolstoi era îndreptățit să afirme că viața de roi a omenirii se conduce după legi cărora li se supun populații și șefi în mod egal. Noi însă am descoperit în secolul nostru ceva nou și nu prin primul, ci prin al doilea război mondial, că roiul poate fi dus într-o văgăună și asta nu prin voința lui colectivă, ci a unuia singur sau a câtorva. Istoricul de mai târziu, care se afla în Germania în ajunul atacului asupra Poloniei și care studiase de mulți ani firea și obiceiurile poporului german, avea să scrie că populația Berlinului era departe de a fi entuziasmată de comunicatul pe care avea să-l citească a doua zi în zori și din care afla că, fără să fi fost întrebată, era târâtă, fără putință de întoarcere, pe drumul războiului. Cine era acest om care hotăra astfel soarta unui popor? Ornitologii români au descoperit în delta Dunării o pasăre cu penaj roșu și cu comportament bizar. Vulpea îi mânca în fiecare an ouăle și îi punea, în lipsa ei, pietre în cuib, pe care ea apoi le clocea toată vara, fără să simtă că sunt pietre. Ca să salveze specia, ornitologii au gonit vulpea. Atunci pasărea, spre uluirea acestor specialiști care o supravegheau de departe cu binoclurile, a început să țipe cuprinsă de o stranie isterie și și-a spart ouăle cu ciocul, bătând din aripi și dansând demențial. Ce era cu ea? Ce instinct obscur o împingea astfel spre dispariție? De ce vroia ea să nu-și mai supraviețuiască? Cine putea să știe? Natura vroia să o elimine și nimeni nu putea interveni ca această poruncă a ei să nu se înfăptuiască. În viața poporului german, Hitler, încă de la început, semăna cu această pasăre, dar numai prin sfârșitul ei și nu prin poziția în mijlocul speciilor, căci Hitler era ca o pasăre ucigașă, foarte dotată și vicleană, având geniul marilor cuceritori și reprezentând o mare primejdie pentru toți semenii săi. Trebuia să piară. Cu toate acestea, poporul german a dorit și majoritatea militarilor lui, cu mintea rece, au încercat de nenumărate ori să-i forțeze voința și să-l ferească și pe el și pe ei de prăpastia spre care se îndrepta. Putem noi să spunem astăzi
că înclinațiile războinice ale poporului german și-au găsit un exponent în acest personaj satanic? De ce trebuia să se sinucidă cu poporul german, care de altfel i-a supraviețuit și nu s-a sinucis singur ca atâția alții? Mai degrabă, putem spune că acest om și-a găsit în sânul poporului german elemente pe care le-a selecționat și cu ajutorul cărora a pus stăpânire pe alții și nu i-a lăsat din mâini până nu i-a dus la înfrângerea totală, după ce i-a biciuit mai întâi să obțină strălucitoare victorii și să comită nesfârșite crime. Franța, prăbușită, a făcut să apară în fruntea ei doi oameni, un trădător, mareșalul Pétain, și un salvator, care a făcut pe atunci un gest doar simbolic, căci armată nu mai avea. A vorbit de la radio de pe teritoriul britanic și a spus francezilor că Franța continuă lupta. Acesta era generalul de Gaulle. Cehoslovacia, puternic în armată și dispunând de fortificații greu de trecut la granița ei cu Germania, se prăbușește în fața lui Hitler, cuprinsă de o panică irațională, fără să tragă un glonț. Din sânul ei nu s-a găsit un om care să-și dea seama că lupta avea mai mult sens decât capitularea. Asta înseamnă că poporul ceh și slovac n-ar fi luptat până la sacrificiu dacă ar fi fost mobilizat și ar fi primit ordinul să o facă? De altfel, atunci nu numai în Cehoslovacia nu s-a găsit un astfel de om, ci nicăieri în Europa. În acele zile, așa cum s-a dovedit mai târziu, agresorul era vulnerabil la granița sa din vest. Totuși nimeni nu l-a deranjat acolo. Nu s-a găsit niciun om în sferele de conducere franceze care să dea ordin armatelor să-l atace cu energie pe Hitler și să pătrundă fără șovăire pe teritoriul său. Putem de aici să tragem concluzia că armata franceză nu și-ar fi făcut datoria și nu s-ar fi luptat eroic dacă acest om ar fi existat, ca să explicăm de ce n-a existat el în realitate. În Anglia acest om exista. A venit la putere, gonindu-l pe acel Chamberlain neputincios, înainte ca țara sa să rămână fără soldați. Îl chema Winston Churchill. El i-a declarat imediat lui Hitler război nemilos, pe viață și pe moarte, și a fost în deplin consens cu poporul său, care gustase totuși mai înainte, sub un alt om, lipsit de clar viziune și hotărâre, din rușinea umilinței de a se fi bucurat o clipă, că războiul a putut fi îndepărtat din lume prin nedemne și zadarnice concesii. Suntem astăzi în posesia unor date care ne arată că, asemenea acelei păsări stranii, Hitler și-a schimbat singur soarta spre sinucidere, ca și când faptul că totul era prea logic și totul mergea prea exact spre victoria dorită de el, l-ar fi neliniștit. Și totuși, după căderea Franței, nu venise și căderea Angliei. Dar acest semn, în loc să-l împingă spre o concluzie firească, și anume mobilizarea tuturor forțelor în vederea invaziei, gândurile sale războinice se întoarseră în altă parte. Ce se întâmplase? Nu cu mulți ani înainte, un om stătea singur într-un birou în fața unei planșe și proiecta ceva. Nu era ușor să facă ceea ce dorea, sau mai bine zis, ceea ce îi se comandase, fiindcă asupra lui apăsa o mare răspundere. Obiectul de proiectat era un mic avion cu un singur loc, cu o mitralieră care trebuia să tragă prin raza elicei și să fie mai rapid și cu bătaie mai lungă decât a adversarului. De unde știm cât de rapidă și cât de lungă e bătaia adversarului?
alte servicii au avut misiunea să afle și au aflat. Iată, această jucărie trebuie să intre fără întârziere în dotarea aviației țării. Trebuie să apoi recrutați vreo 2000 de băieți cu vederea și reflexele bune, vârâți în ele și antrenați. Războiul abia s-a terminat. Marii lui mutilați se văd încă pe străzi și toată lumea vorbește de pace. A apărut chiar în lume o mișcare numită pacifistă, condusă de intelectuali și scriitori mari, care au scris și descris războiul cu toate ororile lui. Nu trebuie să se mai repete. Nu trebuie să mai aibă loc. Și această mișcare e atât de simpatizată, încât în țara de dincolo de canal, în Franța, a apărut în starea de spirit a oamenilor și, firește, și a soldaților, un fel de frenezie a păcii, în orice caz, o mare relaxare, o mare euforie. Da, o să încercăm să-i trezim pe acești oameni la realitate, dacă, bineînțeles, o să reușim, fiindcă îi avem întâi pe ai noștri, care gândesc la fel cu vecinii. Dar cel mai bine ne-am face datoria dacă am construi cât mai repede 1000 din aceste jucării. De ce? Vă voi explica. Să nu uităm că Marea Britanie, care a fost atâtea sute de ani stăpână peste mări, acum nu mai este. Cum? Dar nu e posibil. Flota noastră puternică, flota noastră maritimă, este încă cea mai puternică. Da, flota în sine continuă să fie cea mai puternică, dar ea nu mai poate apăra Marea Britanie dacă deasupra ei apare un roi de avioane încărcate cu bombe și începe să îi le arunce în cap, o scufundă. Și după aceea nimic nu mai poate opri flota inamică, intactă, să se apropie de coastele noastre și să ne invadeze. Da, așa este. Și atunci ce este de făcut? Păi iată, tocmai această mică jucărie cu un băiețaș în ea se poate urca sus, poate veni cu botul din toate direcțiile posibile și doborâ bombardierele. Înainte însă să ajungă la ele, va trebui să dea o luptă cu jucăriile adversarului, cu care își va trimite el bombardierele să le păzească. Da, da, am putea spune că de rezultatul ciocnirii acesteia, la care nimeni nu se gândește în prezent, în afară de omologul dumitale neamț, care de mult a făcut să iasă din biroul lui aceleași planuri pe care vi le cerem noi acum, depinde soarta unui imperiu și a actualei așezări din lume. Asupra noastră apasă o mare răspundere, nu numai aceea de a ne apăra pe noi, dar și pe alții. Apucați-vă deci de lucru și cuvântul urgență să vă obsedeze seara înainte de a dormi. Și din această obsesie, în timp ce omul politic căsca gura neputincios la tartorul de pe continent, a apărut micul avion de vânătoare de a cărui însemnătate numai puțini își dădeau seama. Tot atunci, oameni cu salarii mici, ingineri, modești, dar inspirați în orele lor de lucru, au descoperit că bombardierele inamicului pot fi văzute pe un ecran care s-ar forma pe principiul radiolocației, adică al înapoierii undelor radio îndată ce ar întâlni un obstacol, și anume cu mult înainte ca bombardierele să se apropie de coastă, aproape chiar de la decolare, și întâmpinate pregătiți, în timp ce populația nu mai putea fi luată nici ea prin surprindere. Bizar, se vedeau țărmurile Franței pe acest ecran, așa cum sunt ele desenate în cărțile de geografie, și puncte mici care se deplasau perceptibil, vasele mai mari care alunecau în realitate pe suprafața oceanului. Da, construiți din astea
multe de jur împrejurul Marii Britanii și mijloacele necesare de a dirija pilotul de jos, de lângă această minune a tehnicii și de a-l preveni când este atacat și, dimpotrivă, de a-i arăta ținta când trebuie la rândul lui să atace și toate aceste descoperiri să rămână strict secrete. La 30 iunie 1940, generalul Yodel scria că victoria decisivă asupra Angliei nu mai era decât chestie de timp. Hitler trimise la vatră 40 de divizii de infanterie și motorizate. După căderea Franței, Marele Tartor nu mai proiecta pentru moment nicio cucerire care să-i țină toată armata mobilizată. Dar Anglia, Anglia, gândeau generalii, Anglia va fi cucerită cu aviația și marina. La 17 iulie, cu două zile înainte de discursul de pace al lui Hitler, pe care îl auzise Nicky din Reichstag, înaltul comandament german trimise 13 divizii de elită pe coasta Mării Mânecii, care trebuiau primele să invadeze insula. Forțe blindate în valoare de 6 divizii, întărite de 3 divizii motorizate și 2 aeropurtate, ar fi urmat primului val. Planul era minuțios întocmit și operațiunea aceasta purta numele de Otari. Scopul ei era un todestos, adică o lovitură de grație, dată unui inamic deja paralizat de aviație și aflat în pragul unei prăbușiri economice. Dar atunci, ce rost mai avea, două zile mai târziu, discursul de pace al lui Hitler? Nu era el hotărât să pună în mișcare operațiunea Otari? Nu. Dacă Anglia capitula, ar fi vrut ca această operațiune să nu aibă loc, au declarat generalii lui după război. Anglia însă nu se lăsă amețită de discursul lui înșelător. Și atunci Hitler ordonă acțiunea prealabilă operațiunii Otari, adică distrugerea aviației de apărare a insulei. Operațiunea căpătă denumirea de Adler-Angriffe, atacul vulturului, și începu la 15 august. De realizarea ei depindea succesul celeilalte. Miza era decisivă și șeful aviației germane, Göring, nu se îndoia că va pune el singur Anglia în genunchi și că o invazie va deveni inutilă. Și avea și de ce să fie îngânfat. 3 mari flote aeriene stăteau la dispoziție, cu comandanți buni și piloți neîntrecuți. Flota a doua, sub comanda feldmareșalului Kesselring, putea ataca din Olanda și nordul Franței. A treia, comandată de alt feldmareșal Sperle, tot din nordul Franței, și a cincea, sub comanda generalului Stumpf, se afla în Danemarca și Norvegia. Împreună, aceste flote numărau aproape 1000 de avioane de vânătoare și tot atâtea bombardiere, dintre care, pe deasupra, câteva sute care bombardau urlând în picaj și îngrozind populațiile chiar în adăposturile unde se ascundeau. Contra acestei forțe aeriene, pe atunci înfricoșătoare ca număr, aviația engleză reușise să fabrice pentru apărarea insulei aproape 800 de avioane de vânătoare. Nu era puțin, dar în comparație cu inamicul era totuși insuficient. În luptă egală, gândea probabil Göring, crezând desigur în același timp că această ipoteză este exagerată, insularii rămân fără apărare, în timp ce lui îi mai rămân câteva sute. Și atunci nimic nu va mai putea opri bombardierele germane să distrugă marina engleză și să deschidă drumul capitulării sau invaziei.